Bună ziua, dragii mei, și bine ați venit! Astăzi voi găti o ciorbă de lobodă, mai bine zis un borș de lobodă, pentru că voi folosi borș pentru a o acri, iar pentru această rețetă vom avea nevoie de lobodă, 3 legături mari, pe care o vom alege de frunze și le vom spăla bine, o legătură de ceapă verde mare, o caserolă de legume pentru ciorbă, de care avem morcov, păstârnac, țelină, o ceapă mică, o conservă de roșii cuburi, 400 ml, un ardei gras mare roșu, o legătură de mărar, una de leuștean, sare, piper și borș după gustul fiecăruia. Pentru început voi toca ceapa și ardeiul la cuțit, mărunt, iar morcovul, păstârnacul și țelina le voi da prin răzătoare. Ceapa roșie, partea albă de la ceapa verde, ardeiul roșu și partea verde de la ceapă. Morcovul, țelina și păstârnacul. În oala în care voi prepara ciorba, voi adăuga ulei pentru gătit și ceapa roșie cu partea albă de la ceapa verde. Să încălui 2 minute. Ceapa s-a înmuiat puțin. Voi adăuga acum morcovul, țelina și păstârnacul dat în răzătoare. Să încălim împreună 2-3 minute. Sare. Piper. Dacă mai trebuie, la sfârșit vom corecta gustul. Acum voi adăuga ardeiul roșu și ceapa, partea verde. Opțional puteți adăuga și 2-3 grăunți de usturoi. Acum voi pune conserva de roșii, cubul. Două, trei minute. Voi pune acum apă peste. Doi litri de apă am pus eu. O să iasă o ciorbă super. Un borș test. Deja am tot în gură. Vorba românului. Vom pune capacul și vom lăsa să fiarbă la foc mediu până când rădăcinoasele se vor înmuia. Cât timp vor fierbe legumele, ne vom ocupa de lobodă, care vom alege frunză cu frunză. Le vom spăla bine și le vom toca, nu foarte mărunt.
A trecut o jumătate de oră. Legumele au fiert. Sau nu ia. Gustăm. Doamne, ce bună e! Aproape că poate fi servită și fără lobodul. Mai puneți o conservă de roșii și o putem numi ciorbă de roșii. Este super! Adaug acum borșul. Mai întâi voi pune 500 de ml. Nu am fiert borșul înainte. Îl vor fie de 5 minute cu totul aici, în oală. Vom gusta din nou puțin și vom vedea dacă mai este nevoie de borș. Depinde la fiecare cât de acru este și cum îi place. Ajunge la mine. Eu am nevoie doar de 500 ml de borș. Voi lăsa să fiarbă 5 minute. După care adaug loboda. Dau și leușteanul cu mărarul. O minunăție de ciorbă o să iasă. O minunăție. Încercați și nu veți regreta. Oprim focul. Ea se va înmuia foarte ușor. Punem capacul și o lăsăm 30 de minute la înmuiat, infuzat, ca la cei, doar o perioadă mai lungă. Așa va arăta borșul nostru la final. Arată minunat. Ia uitați ce bine arată. Foarte deasă. Dacă nu aveți multă lobodă sau nu vă place cu multă lobodă și vreți să o îngroșați puțin, la jumatea timpului de fierbere al legumelor puteți adăuga puțin orez. O mână, două de orez. Încercați și vă asigur că o să vă placă. Eu o ador, pur și simplu. Numai bine și pe data viitoare cu o nouă rețetă. La revedere!